Persoanele care vor să vândă la început de martie mici obiecte de podoabă, așa cum cere tradiția, pot obține avizul de comercializare de la primărie. La Râmnicu-Sărat, unii comercianți au depus cereri pentru a închiria domeniul public, iar solicitările lor au fost deja aprobate. Conducerea primăriei municipiului Râmnicu-Sărat a aprobat și anul acesta amplasarea acestor mese de comercializare pe o durată limitată de timp, de câteva zile, și în limita 2, 3, maxim 4 metri pătrați afectați din domeniul public. Cererile în prezent le-am numărat, sunt 19 și mai așteptăm și în zilele următoare. Comercianții de fericitări, aranjamente florale și mărțișoare vor plăti aceeași taxă ca și anul trecut pentru a putea vinde pe domeniul public. Ei trebuie să respecte însă o regulă. Prețul este 2 lei pe metru pătrat, funcție de cererea depusă, care este aprobată, se va plăti la taxe și impozite această sumă, aferentă suprafeței și duratei de timp. Este strict comercializare de mărțișoare și de mici cadouri, nici de cum flori. La Râmnicu-Sărat, comercializarea mărțișoarelor și cadourilor specifice zilelor de 1 și 8 martie va începe în jurul datei de 24 februarie.